Sute de portughezi au ocupat sediile a 4 ministere din Lisabona, nemulțumiți de bugetul pentru anul viitor. Oamenii au cerut să fie primiți de ministrii economiei, sănătății, mediului și finanțelor. În ciuda protestelor, parlamentarii au dat undă verde legii bugetului, care prevede tăieri salariale de până la 12% și reducerea pensiilor cu 10%.